Doamnelor și domnilor, vă anunțam de premiile Felicia Filip Metabras. În fața dumneavoastră, în această seară, se decernează primele premii. Sunt chiar emoționat, pentru că la capătul unui periplu atât de lung, primii beneficiari vor primi diploma și suma aferentă. Este premiul Felicia Filip Metabras la două fete cucuiete. Sunt două pianiste de la orașul de legendă și de istorie al României, Alba Iulia. Când am fost la audiție acolo, două surori mi-au cântat extraordinar. Una era atunci în clasa 9, alta în clasa 11. Au trecut câteva luni, una este în clasa 10, una este în clasa 12. Dacă le-ați auzit vorbind, au un grai din zona respectivă extraordinar. Spune, una dintre ele spune, mie mi se spune Marie, deși o cheamă Maria. Invit, deci, două fete cucuiete pentru a-și primi premiul Felicia Filip Metabras. Maria Mihaela Alexievici și Andreea Cristina Alexievici. Uitați-le cât sunt de frumoase! Pe ea o cheamă Marie și o să rog pe Marie să ne spună ce vor cânta aceste două fete minunate. Spune, Marie! Spui tu, bine. Da. Vom cânta un dans slav de Antonin Dvorak. Și de unde veniți, Marie? De la Alba Iulia, de unde? Deci, la patru mâini, surorile Alexei. Sigur, doresc să le spun și lor că eu, când eram de vârsta lor, am primit și eu premii și se pare că, iată, a fost bine că le-am primit. Și la rândul meu am mână bună. Cu siguranță și voi, odată, veți ajunge în situația mea. Să dați premii. Și să dați premii. Succes!